Mulțumim foarte mult domnului guvernator pentru intervenția avută cu atâtea noutăți incitante. Trebuie să spunem că acest simpozion, care a căpătat tradiție și o oarecare notorietate, s-a organizat datorită guvernatorului Muguri Sărescu, Consiliului de Administrație al Băncii, funcționarilor băncii, care au studiat, au făcut cunoscute public aceste noutăți. Mulțumim revistei și Fundației Magazin Istoric, care a publicat aceste materiale. Nu mai puțin mulțumiri pentru dumneavoastră, un public de elită, lumea bancară, lumea academică, lumea universitară, lumea presei, care toți ne-ați ajutat, ne-ați încurajat să ajungem la ceea ce vrea toată lumea astăzi, notorietate și tradiție. Ambele se câștigă greu, se pierd foarte ușor. Trecem la dezbaterea părții din partea a doua și invit pe distinși conferențiari să poftească la prezidiu. Președintele Academiei Române, profesorul Ioan Aurel Pop, domnul Marian Voicu, redactor la Televiziunea Română și autorul unei cărți de succes despre tezaurul de la Moscova, profesorul Ioan Scurtu, care a fost mult timp președintele Comisiei Română-Ruse privind problema tezaurului, a scris o carte importantă din miezul activității acelei comisii, de asemenea, domnul academician Ioan Aurel Pop a condus comisia până să fie ales președinte al Academiei Române și a predat apoi conducerea profesorului Gheorghe Bolovan de la Cluj. În dezbaterea noastră de astăzi, vedeți, s-au evocat foarte frecvent două nume, Moscova 1, Moscova 2. Deja au intrat în vorbirea curentă. Am uitat să menționez că avem aici și presă străină, diplomați străini. Este domnul Chen Jing, trimisul special al agenției Xinhua, China Nouă, la București. Mulțumim pentru participare. Și domnului consilier Nicolae Vasiliev, ambasada Federației Ruse la București. Deci suntem racordați la aproape toate marile puteri ale lumii, care știu ce se întâmplă acum aici. Și domnul consilier Vasiliev vede cu ochii dânsului, aude cu urechile dânsului ce se întâmplă aici, această problemă a istoriei comune ale celor două țări, România, Imperiul Țarist, apoi Uniunea Sovietică, acum Federația Rusă și, știți bine, filmul Moskva slezam ne verit. Moscova nu crede în lacrimi. Deci trebuie să avem documente ca să continuăm dezbaterea. Încă două, trei minute vă mai deranjez și anume în momentul când se discută despre tezaurul României la Moscova, respectiv tezaurul BNR la Moscova, toată lumea întreabă, când îl aduceți acasă? Ce faceți acolo? Bateți pasul pe loc? Care sunt progresele? Vreau să spun câteva cuvinte ca să lămurim misterele și semnele de întrebare. În abordarea acestei probleme sunt cel puțin trei paliere. Noi suntem la palierul cel mai de jos, palierul cercetărilor istorice. În întâlnirile cu partea rusă, echipa rusă e condusă de un istoric remarcabil al vecinilor din Est, și anume academicianul Ciubarian, și în discuțiile cu partea rusă, noi aducem documente pe care le comentăm într-o manieră academică,
le confirmă sau nu. Ce progrese s-au făcut? Că s-au făcut mai multe întâlniri cu partea rusă, Banca Națională a fost gazda unei întâlniri la Sinaia și în protocoalele comune care se semnează la sfârșitul fiecărei întâlniri s-a scris într-unul din ele. Delegația rusă a primit din partea Băncii Naționale copii după cele două protocoale 1916-1917 de predare-primire semnată din partea protocoale semnate din partea rusă cu ștampile originale Veniaminov, Iakovlev, Kovalnitsky, oficial ruși de la Banca Imperială de Stat și continui, partea rusă nu pune la îndoială autenticitatea acestor documente. Rămâne ca la rândul ei partea rusă să efectueze cercetări de 100 de ani și mai bine privind localizarea documentelor omologe ale părții ruse. Așteptăm în continuare acest lucru. În același timp, vedeți că există o mitică și o mistică a aurului. Primul dosar, ca prin minune, ne-a rămas și l-avem în fața ochilor și îl veți vedea astăzi expus în original ca și tezaurul volumul numărul 2. Cum a reușit el să reziste, e un mister. Domnul guvernator a reluat totdeauna cu emoție această relatare, cum din guvernător în guvernator, ca un legământ, se preda acest dosar. Deci iată, un mare succes că a rezistat. Ce opuneam noi delegației ruse? Niciun document nu mai aveam, Banca Națională, original, în care să se descrie valoric ce am depus acolo. Punctul 2. Domnul guvernator a spus despre consilierii sovietici. Era perioada anilor 50, fiecare instituție centrală era mobilată cu consilieri sovietici. Seniorul Nicolae Magherescu, la peste 95 de ani, venea aici la noi, vechi funcționar al Băncii Naționale, și a relatat într-o scriere a dânsului despre Romașov, care era șeful consilierilor sovietici la Banca Națională. Volumul 2, tot printr-o mistică și o mitologie ajunge. Deci cum ajunge la bancă această descoperire a brigăzii de combatere a crimei organizate București, găsește documentul, eu nu intru în amănuntele poliției ale găsirii dosarului, care, după părerea noastră, este salvat în 1952 de către Nicolae Roșca, epurat în acel an de la Banca Națională, îl ia ca să-l salveze, deci n-a luat și volumul 1, n-a avut acces la el, a luat acest volum, în cuprinsul volumului este și pașaportul regal al lui Nicolae Roșca. În anii 52, dacă aveai un pașaport regal, făceai pușcărie. Deci el l-a salvat împreună cu actul personal, l-a luat, l-a dus, nu știm unde. El avea 39 de ani când a fost epurat din Banca Națională, om cu studii solide, cum erau funcționarii Băncii Naționale. Noi am căutat imediat să găsim urme ale descendenților, am rugat pe directorul nostru de la Agenția Sibiu, Petru Goron, care a făcut investigații, a găsit locul proprietății familiei Roșca, a găsit adresele lor, am găsit adresa unei surori a lui Nicolae Roșca la București, ne-am dus acolo, adresa, strada respectivă nu mai avea casele vechi, erau blocuri din timpul comunismului, n-a mai dat de urmă. Vom continua să găsim aceste dovezi. Nu mai e continuu și rog pe prietenul nostru, prietenul Băncii Naționale, domnul academician Ioan Aurel Pop, care a făcut eforturi deosebite pentru a ajunge la noi, în fața dumneavoastră, să ia cuvântul. Vă mulțumesc!
Vă mulțumesc, stimate domnule guvernator, doamnelor, domnilor. Pentru mine e o mare onoare să fiu aici și chiar dacă sunt obligat uneori să mă duc în diferite locuri, la Banca Națională nu pot să nu vin, indiferent ce ar fi la Academie sau la Guvern sau la Parlament, pentru că Banca Națională a României pentru mine este o instituție stâlp al societății, cum zicea Ibsen cândva într-o faimoasă piesă de teatru. Pe de o parte. Pe de altă parte, acest simpozion organizat de Banca Națională și de Fundația și revista Magazin Istoric a intrat în tradiție și vreau să felicit deopotrivă cele două instituții, conducerea Băncii Naționale și conducerea Fundației și a revistei Magazin Istoric, pentru aceste regaluri istorice pe care le oferă an de an și care demonstrează o anumită maturitate intelectuală a unui public care nu este format ca specialist în istorie, dar care prețuiește anumite valori. Eu când am fost rugat după ce domnul profesor Ioan Scurtu fusese președinte câțiva ani buni al acestei comisii, care are un nume baroc, dar noi zicem pe scurt Comisia pentru Tezaur, partea rusă n-a dorit să figureze un asemenea titlu și povestea numelui Comisiei este interesantă. Când am ajuns, am fost mirat, în primul rând, pentru retragerea domnului profesor Scurtu, care, din câte știu eu, dar o să vă spună domnia sa, a cerut să nu mai fie președinte, pe de o parte. Pe de altă parte, am fost mirat în legătură cu alegerea persoanei mele când am fost invitat la Ministerul Afacerilor Externe pentru propunere. Și am zis că nu văd motivele pentru care aș putea să fiu președintele părții, copreședinte, deci președinte din partea română al unei asemenea comisii. Pentru că, pe de o parte, eu nu sunt slavist și n-am avut studii speciale nici în istoria popoarelor slave, nici în istoria Imperiului Rus, nici în istoria sovietică. Și în al doilea rând am zis că nici nu stau în București, sunt ardelean și lucrările comisiei presupun o prezență în capitală mai substanțială decât aș putea eu să asigur. Și cel care mă invitase să mă convingă mi-a spus că dacă am învățat să studiez apusul catolic și protestant și dacă le predau studenților latină medievală, cu siguranță mă voi pricepe și în partea cealaltă a continentului și voi avea argumente pentru asta. Și la a doua obiecție a mea, mi-a spus că Transilvania are multe tezaure pierdute de-a lungul vremii, poate mai multe decât valoarea tezaurului Băncii Naționale și, prin urmare, am fost victime ale istoriei și atunci vom înțelege poate mai bine durerea și rana acestui popor care și-a pierdut bruma de agoniseală, care nu era chiar brumă, cum știți, și vom putea negocia chestiunile într-o anumită formă. Sigur că am înțeles repede că noi nu eram acolo ca să negociem tezaurul, cum v-a spus domnul doctor Păunescu. Noi suntem o echipă tehnică, eram o echipă tehnică, acum nu știu dacă mai suntem exact, că de atâta vreme nu ne-am întrunit, și experiența a fost de natură dezamăgitoare. Eu am discutat cu domnul profesor Scurtu de câteva ori și mi-a spus despre amărăciunea și dezamăgirea domniei sale în calitatea pe care a avut-o. Această dezamăgire și amărăciune am simțit-o și din vocea domnului guvernator academician Muguri Sărescu și altor colegi cu care am avut onoarea să lucrez în cadrul acestei comisii. Mai întâi, eu aș vrea să vă spun, după umila mea părere, că la ora actuală documentele românești care privesc tezaurul și care privesc toate avatarurile lui sunt în linii mari cunoscute. Dacă ele nu sunt recunoscute unele ca autentice pentru că nu au mijloace de autentificare cum dorește partea rusă, asta este altceva, dar documentele mari sunt cunoscute. Și pot
apărea detalii care nu cred că pot schimba imaginea pe care noi o avem astăzi ca istorici. Pe de altă parte, lucrările care au apărut și în epoca interbelică, dar mai ales după căderea regimului comunist, sunt și ele substanțiale. Aveți aici în față una dintre ele patronată de Banca Națională și care, dar mai sunt câteva, din diferite puncte de vedere. Există specialiști în istorie contemporană, dar și ziariști care nu sunt neapărat istorici și care cunosc aproape toate detaliile privind tezaurul acesta la Moscova. Cu alte cuvinte, partea românească, care e partea interesată în acest moment, mult mai mult decât partea rusă, este la curent cu ceea ce ar trebui să fie. Din experiența mea, în discuțiile neoficiale și oficiale cu colegii care făceau parte din Comisia Rusă, adică din jumătatea de comisie care atunci când se întrunea alcătuia, să spunem, o comisie bilaterală pentru tezaur, din discuțiile acestea mi-am dat seama cum au evoluat lucrurile până să ajungem la un anumit stadiu. Mai întâi au fost voci care au spus că nici n-a ajuns tezaurul la Moscova. De unde știm noi că a ajuns? A plecat cu două trenuri, unul 1916, unul 1917, trenurile s-au rătăcit. De unde? Ce mărturii avem noi că au ajuns trenurile la Moscova? I-am convins că avem mărturii și le-am spus că există. După aceea, o altă obiecție a fost că Federația Rusă nu răspunde de ceea ce s-a petrecut în vremea țarilor. Cum avem noi să cerem socoteală unui stat actual despre ceea ce s-a petrecut în urmă cu aproape 100 de ani? Mă rog, i-am luat cu statele succesoare, le-am explicat ce înseamnă dreptul internațional, că un stat de azi își asumă și pasivele și activele unui stat pe care l-a moștenit, le-am dat exemple din istorie, în fine. Cu greu au acceptat și acest lucru, că Federația Rusă răspunde. O altă obiecție a fost că tezaurul nu mai există, ce să cerem? Tezaurul nu mai este, noi am vrea să vi-l dăm, dar el nu mai există. Le-am dovedit că tezaurul, pentru că prima observație a lor a fost că tezaurul a dispărut în timpul războiului civil și că Lenin și cu Stalin l-au folosit copios. Și atunci noi le-am spus, păi atunci ce ați restituit în 35 și în 56, în cele două mari restituiri? Ce ne-ați dat înapoi și de unde ne-ați dat? A, păi nu, păi. Referirea lor era la aur în primul rând, știți că pe noi asta ne doare, sigur, tot prejudiciu. Și ne-ar fi durut foarte mult și tablourile, cele care au venit în 56 și partea care a venit în 35. Bine că au venit și ele, dar pentru Banca Națională a României, astea prezintă interes național, dar nu personal al instituției. Instituția trebuie să lupte pentru ceea ce a trimis și grosul, în afară de Biserica Ortodoxă, în afară de CEC, în afară de arhivele naționale și toate instituțiile care au trimis acolo valori ale națiunii noastre, Banca Națională a trimis cel mai mult. O altă întrebare a fost, și chiar dacă ar fi, de ce l-ați trimis? Cine v-a pus să-l trimiteți la Moscova? Și dacă ați trimis primul transport în 1916, de ce l-ați mai trimis pe al doilea vara când la noi începuse Revoluția lui Kerensky din februarie și era instabilitate? Și aici avem răspunsul, firește. Unele sunt mulțumitoare, altele mai puțin mulțumitoare. Eu ca istoric vreau să vă spun că i-am înțeles pe decidenți. Nu cred că se ascunde în spatele acestor decizii vreo trădare națională, cum zic unii. Da, oamenii fac și greșeli. Și când sunt șef de instituții, greșelile apasă mai greu decât atunci când răspunderea este individuală. Și apoi au venit celelalte obiecții. Că România a jefuit Rusia. Și prin urmare, chiar dacă ar fi tezaurul, ce ne mai trebuie nouă când noi ar fi trebuit să le plătim despăgubiri pentru răul care l-am pricinuit Rusiei la finele primului război mondial? Pentru că am fi confiscat armamentul care a rămas pe aici și nu l-am dat înapoi niciodată și pe urmă răul pe care l-am pricinuit între 41 și 44 care nu se poate măsura în aur și
Chiar și ideea că Rusia a restituit ceea ce trebuia în 35 și în 56 și restul e un fel de compensație pentru tot răul pe care l-am pricinuit. Ba, a mai fost unul șugubăț care mi-a spus că tehnologiile care ne-au venit în perioada 48 până în 64 din Rusia ne-au ridicat de la stadiul de țară agrară la stadiul de țară avansată și că ar trebui să mulțumim pentru aceste tehnologii și pentru experiența sovromurilor și pentru colhozuri și pentru toată înalta învățătură care a venit de la răsărit. Deci discuțiile de acest gen au fost, cum vă spun, de toate felurile și am învățat de la domnul guvernator că trebuie să avem multă, multă răbdare. Domnia sa la Sinaia a fost evocat episodul, având înțelepciunea să primească delegația rusă cu o degajare și cu o eleganță care i-a impresionat și pe ei. Noi rămânem însă cu eleganța și cu căldura sufletească și ei rămân cu această calitate de stăpâni, dominatori, cum spun, ai lumii. Și închei cu o remarcă pe care mi-a făcut-o unul dintre membrii delegației, afară din Vila Cumpătu, că n-a vrut să vorbească cu mine în interior, plimbându-ne pe aleile acelea de sub munte, când l-am întrebat ce crede în legătură cu toată comisia asta și cu discuția tehnică pe care o purtăm noi, și el mi-a spus să nu cred că Imperiul Țarist până la Primul Război Mondial, până în 1918, sau Rusia Sovietică și URSS până la al doilea război mondial și după aceea URSS de după al doilea război și Federația Rusă de azi, n-ar fi avut capacitatea să restituie 100 de tone de aur. El a crezut că eu îi cred săraci. Și atunci, ca să mă convingă că nu săraci, mi-a spus că oricând poate restitui. Bun, dar zic, ce să facem ca să... Păi zice, când relațiile între cele două țări vor fi foarte bune, toată munca acestei comisii va fi recunoscută. Și eu, păi zic, relațiile, asta era acum câțiva ani, nu erau așa ca acum chiar relațiile, zic, relațiile nu sunt foarte rele, nu pot să spun că sunt foarte bune, dar eu cred că relațiile sunt bune. Și am spus, avem dialog la nivel de director general în minister, secretar de stat, miniștri chiar care se mai duc pe la Moscova, vin ai dumneavoastră pe aici, participăm la reuniuni internaționale. Nu m-ați înțeles. Zice, când vor fi excelente relațiile la nivelul cel mai înalt. Și cu asta a schimbat vorba. Așa că asta am vrut să vă împărtășesc din experiența mea, care e foarte bogată și care cuprinde și alte episoade, dar nu excepționale. Adică eu am înțeles de la început că noi suntem o comisie tehnică, noi nu luăm decizii și prin urmare, cum a zis domnul Păunescu, noi nici nu aducem tezaurul, nici nu punem altceva în loc. Vorba lui Cantemir, munca noastră nici nu rădică, nici nu coboară lucrul, dar vrea să-l arate. Și dacă vom ajunge să înțelegem cu toții care e situația aceasta complicată a tezaurului, dar mai ales decidenții politici din ambele țări, atunci lucrurile vor fi mult mai simple. Vă mulțumesc pentru atenție. Vă mulțumim, domnule profesor. Sunteți martor ocular al convorbirilor din cadrul delegației. Pot confirma și eu și la rândul dânsului domnul profesor Scurtu, că mesajul a fost acesta. Când relațiile bilaterale vor avea temperatura convenabilă, atunci se poate discuta. Deci noi suntem palierul cercetătorilor istorici, cum a spus domnul academician, tehnici, urmează palierul diplomatic, care preiau de la noi dosarul, în funcție de atâtea și atâtea și care îl aruncă în sus la factorul politic care va lua decizia. Cum am ajuns la ediția 27 să o ținem în două zile?
Păi așa este istoria. Era destinată o zi întreagă, ca și până acum, și ea avea ca titlu un studiu de caz, Tezaurul de la Charoș-Potoc. Adică iată că se poate. În 2006, președintele Putin vernisează la Budapesta, la Muzeul Național de Istorie, o expoziție de carte veche, incunabule, din patrimoniul maghiar, de la Colegiul Reformat din Charoș-Potoc. Cum a ajuns acolo, ce s-a întâmplat, veți afla de la colegii noștri mâine. Cert este că Federația Rusă a dat o lege, Duma de Stat, în care a explicat din punct de vedere legal cum se pot retroceda valori culturale, patrimoniale. Sigur că e un caz în cel de-al doilea război mondial, nu din primul cum suntem noi. În acea lege semnată de președintele Putin, România este trecută pe lista statelor neprietene ale Federației Ruse. Acesta este statutul nostru. Domnul consilier Alexandru Vasiliev poate confirma acest lucru. Nu înseamnă că suntem dușmani, suntem neprieteni, o formă neutrală de relații între noi. Iată că Federația Rusă a retrocedat acel valoros tezaur de la Charoș-Potoc și noi am vrut să facem o paralelă la 50 de ani distanță, 40 de ani, să arătăm că se poate. Aceasta era tema inițială. Sosind dosarul Moscova 2, în august, intrând în cercetările Biroului de Combatere a Crimei Organizate București, ați văzut, toată mass media a fost inflamată și deja un ziarist a și publicat rapid toate documentele și am fost atacați pe nedrept, aproape ca întotdeauna, că de ce n-am reacționat foarte repede. Adică toți vor breaking news. Este un dosar istoric. El necesită o critică istorică a textelor, o verificare a semnăturilor, a grafologiei, a tipologiei, a sincronismului perioadei, care s-a făcut la dispoziția dată de domnul guvernator, care a anunțat cu multe luni înainte exact când va fi prezentat marelui public. Astăzi, repet, după ce terminăm prima întâlnire de astăzi, în sala de expoziții dintre cele două palate, sunt prezentate în original tezaurul 1 și tezaurul 2 și de asemenea în copii care pot fi frunzărite de cei doritori pentru acest lucru. Deci redăm cunoscătorilor, doritorilor aceste lucruri și de asemenea vor fi publicate comunicările în revista Magazin Istoric. Care a fost criteriul prin care am invitat vorbitorii? Am invitat pe cei care au condus comisia și o conduc, profesorul Bolovan, e nou președinte, pe cei care au avut contribuții remarcabile la studiul problematicii tezaurului României la Moscova și o mare parte au răspuns, doi dintre autori n-au putut veni din motive obiective și îi vom asculta în continuare pe cei prezenți aici. Am avut o surpriză foarte plăcută ca un om de televiziune, de mass media, aflat în dreapta mea, Marian Voicu, a făcut o documentație solidă, foarte importantă și mai ales și prin valoarea lucrării, dar mai ales prin faptul că le-a pus în pagină foarte ordonat și pentru orice doritor al studiului problemei, este, cum s-ar spune, mură în gură, își face o părere foarte bună despre cum să abordăm subiectul. Este vorba de Marian Voicu, prietenul nostru, prietenul Băncii Naționale, m-a invitat la lansarea cărții sale, la Humanitas,
împreună cu un diplomat Ion Bistreanu, împreună cu ministru Cristian Diaconescu și am dezbătut-o pe această lucrare de succes. Îl rog pe dânsul în continuare să ne prezinte cum a ajuns la concluzia că ar trebui studiat evenimentul, ce aduce nou și ce vede ca perspectivă. Domnule guvernator, domnule președinte al Academiei Române, mulțumesc mult pentru invitație, Băncii Naționale și revistei Magazin Istoric. De obicei sunt întrebat de vreo 6 ani de când am făcut filmul documentar, dar ce ți-a venit să te ocupi de subiectul ăsta cu suspiciunea care e caracteristică la noi? E greu să pretinzi că e un subiect legitim care poate interesa presa. Asta este în continuare de mirare. Obișnuiesc să spun în ultima vreme că istoria este prea importantă pentru a o lăsa exclusiv în seama istoricilor. Și până la un punct, cred că și istoricii și jurnaliștii operează în același mod, și anume cu întrebări. Așa că permiteți-mă în cele 15 minute care îmi sunt alocate să împărtășesc cu dumneavoastră câteva din întrebările pe care le-am considerat esențiale în acest demers, în realizarea filmului documentar și apoi în scrierea cărții, care a apărut în 2016 la Humanitas. Dacă unele vi se vor părea prea critice cu anumite instituții ale statului român, puneți-le pe seama libertății care ar trebui să fie în fișa postului oricărui jurnalist. Așadar, mai este problema tezaurului de actualitate cu adevărat pentru instituțiile statului român sau acestea doar mimează interesul? Care este formatul instituțional care poate creiona o strategie de soluționare? Este o problemă istorică, etică, politică sau de drept internațional? Ce am trimis la Moscova și ce am primit? Dacă această problemă este atât de importantă, cum se face că încă mai găsim documente inedite? Și aici nu mă refer la acest dosar excepțional, care, după părerea mea, este Leonardo da Vinci al arhivisticii românești. Știți că de curând s-a descoperit o nouă operă a lui da Vinci, Iisus Pantocrator. Certificarea autenticității operei lui da Vinci a fost emoționantă și cred că la fel de important este și acest moment pe care l-a împărtășit domnul guvernator cu noi. Pe de altă parte, cum se face că încă mai există documente clasificate după 100 de ani privind tezaurul României? Dacă este un litigiu istoric, de ce nu există nici după un secol un registru general al documentelor aflate în arhivele românești? De ce nu s-a făcut o verificare între ce s-a trimis și ce s-a primit pentru a se vedea ce nu a fost încă restituit? Dacă este o problemă politică, atunci care este contenciosul româno-rus? Care este rolul Comisiei Comune? Care este termenul până la care această comisie trebuie să-și îndeplinească mandatul? Dacă este o chestiune de drept internațional, de ce rușii nu recunosc valoarea documentelor Băncii Naționale și de ce nu acceptă medierea unei instanțe internaționale? Pe cine reprezintă personajele care pretind că pot descărca tezaurul în fața Băncii Naționale și mâine? Și domnul guvernator a avut astfel de propuneri. Și nu mă refer, bineînțeles, la stocul de aur al BNR de la Londra. Dați-mi voie să încerc să motivez oportunitatea acestor întrebări. Mai întâi, este problema tezaurului României de la Moscova de natură etică? Pentru noi este simplu, le-am dat rușilor toată avuția noastră spre păstrare cu acte în regulă. Cel puțin pentru Banca Națională, actele sunt beton, ca să citesc persoana cea mai în măsură din statul român să se pronunțe. De 102 ani le cerem rușilor înapoi această avuție. Dar și pentru ruși problema este simplă. Dacă voi chiar vreți să dezgropăm trecutul, s-ar putea să constatăm că, de fapt, voi ne sunteți datori pentru bunurile lăsate în România în timpul primului război mondial, pentru distrugerile provocate de armata română în Uniunea Sovietică în timpul celui de-al doilea război mondial, pentru neplata reparațiilor de război, pentru ocuparea Basarabiei, ba chiar și pentru intervenția armatei române în Ungaria în 1919 împotriva bolșevicilor maghiari. Și asta se reproșează în Comisia Comună. Ce facem mai departe? Simplu, au spus rușii, înființăm o comisie. În 2003, odată cu semnarea Tratatului Politic de Bază, s-a semnat și Declarația Comună a Ministrilor de Externe, prin care se înființează o comisie de istorici care să facă lumină în contenciosul
labirintic din ultimul secol. Dar de ce este nevoie de o comisie de istorici dacă românii au protocoale cu valoare de tratat interguvernamental, procese verbale, chitanțe și așa mai departe? Și ce relevanță are investigarea trecutului istoric când chestiunea este aparent una banală de drept internațional și de etică? A doua întrebare, ce am trimis de fapt la Moscova? Pentru cei mai mulți dintre noi, tezaurul înseamnă aurul băncii naționale și totuși acesta reprezenta doar o zecime din valoarea bunurilor evacuate în Rusia în 1916 și 1917. Și ultimul inventar care a pus în valoare această valoare a fost cel ordonat de mareșalul Antonescu, la care s-a făcut aici referire în 1941. Românii au expediat atunci tezaurele băncii naționale și casei de depozite și consemnațiuni ale băncilor private, instituțiilor publice, bijuteriile coroanei, cele mai importante obiecte de artă din marile muzee, odoarele mănăstirești, colecțiile numismatice, arhivele statului, arhivele diplomatice, manuscrisele, cărțile rare, în fine, tot ce reprezenta ca patrimoniu identitatea națiunii române începând cu secolul al XIV-lea. Cu excepția tezaurului BNR, nu știm ce am trimis la Moscova decât aproximativ. Avem inventare sumare, incomplete sau nu avem deloc. Mai mult decât atât, după 100 de ani nu avem nici măcar un registru al acestor inventare, un opis general. A treia întrebare, ce am primit, de fapt? În 1935 și 1956, părți din tezaur au fost restituite cu binecuvântarea lui Stalin și Hrușciov, provocând la București discursuri despre bunăvoința Moscovei. Autoritățile române nu au pomenit despre dreptul legitim al României de a se restitui ceea ce îi aparținea de drept. Ce am primit, nu știm nici măcar astăzi. Nu există un inventar general al arhivelor restituite în 1935. Cât despre inventarul valorilor restituite în 1956, volumul în exemplar unic aflat la Muzeul Național de Artă al României este încă inedit pentru marele public. Următoarea întrebare, cum de mai găsim documente inedite după 100 de ani? În volumul pe care l-am publicat sunt publicate astfel de documente inedite, inventare, evaluare ale obiectelor de altă evacuate, corespondența diplomatică privind semnalarea aurului românesc în Europa, Asia, Statele Unite, în anii 20 și 30 ai secolului trecut. Așadar, o investigație jurnalistică a produs informații inedite după 100 de ani. Am putea spera, deci, că o investigație calificată a istoricilor profesioniști, care au acces și la documentele clasificate, ar putea aduce noi informații mult mai valoroase. Ceea ce naște următoarea întrebare. De ce mai există încă documente clasificate după un secol? Și cine le poate declasifica? Această întrebare am adresat-o depozitarilor acestor documente și nu am găsit un răspuns. Unele documente sunt clasificate fie în baza unor legi din anii 50, dintr-un acces de discreție de neînțeles pentru un litigiu vechi de 100 de ani. Mă refer aici, de exemplu, la un documentar redactat de Dinu C. Giurescu în a doua parte a anilor 60, la care a lucrat și domnul profesor Calafeteanu, sau la inventarul privind valorile restituite în 1956, care într-o primă fază a cercetării mele au fost de negăsit la Muzeul Național de Artă al României, apoi după ce s-a risipit confuzia privind legalitatea accesului la acest document, volumul a fost prezentat în premieră la Muzeul Național de Istorie a României în sala Tezaur. Dacă este o problemă istorică, așa cum susține partea rusă, de ce nu există încă un registru inventar al documentelor aflate măcar în arhivele românești? Documentele privind evacuarea valorilor, cu excepția celor ale băncii naționale, extrem de riguroase până la ultimul gram de aur, sunt risipite prin arhive și niciodată centralizate. Istoricii invocă graba extraordinară cu care au fost evacuate bunurile. Și cu toate acestea, există inventare, unele întocmite în 1916-1917, altele în deceniile următoare, pentru colecțiile numismatice, cele ale muzeelor Calinderu, Pinacotecii, Muzeului Național de Antichități, Academiei Române, pentru odoarele mănăstirești, pentru arhive și așa mai departe. Unele sunt sumare, altele complete. Niciodată, însă, în 100 de ani, nu s-a realizat o verificare a ceea ce s-a trimis folosind aceste inventare și a ceea ce s-a primit folosind inventarele din 35 și 56 pentru a se vedea dacă mai sunt bunuri care urmează să fie restituite.
Inventarul din 1935 privind arhivele este de negăsit. Lipsa acestor documente esențiale face dificil activitatea istoricilor din Comisia Comună. Ce ne cereți, de fapt, întreabă mai mult sau mai puțin ironic rușii. Întrebarea însă este de fapt cinică, pentru că românii știu că rușii au inventare generale, făcute mai întâi la ordinul lui Lenin și apoi la ordinul lui Stalin. Iar rușii știu că noi știm că le au, dar pretind că nu au acces la aceste inventare. Astfel încât Comisia continuă un ritual complicat al investigării trecutului. Următoarea întrebare esențială. Este un litigiu politic? Dacă da, care este contenciosul româno-rus care împiedică rezolvarea acestuia? Și s-a spus aici, pentru noi, rezolvarea problemei tezaurului ar duce la îmbunătățirea relației bilaterale. Pentru ruși, în schimb, îmbunătățirea relației bilaterale ar duce la rezolvarea problemei tezaurului. Este o situație fără ieșire. În șah s-ar numi pat. Asta nu înseamnă că suntem în pat cu rușii. Oficialii ruși consideră că relațiile bilaterale sunt înghețate la un punct zero și aici am citat un expert rus care a vorbit în numele puterii de la Moscova, unde se crede că rezolvarea problemei tezaurului nu va duce la rezolvarea celorlalte neînțelegeri dintre cele două țări, deci repetarea gesturilor de bunăvoință din 35 și 56 ar fi inutilă. Mai mult pentru Kremlin, problema tezaurului face parte dintr-un, citez, ghem de probleme. Problema, în momentul în care tragi de fir, se vor desface toate celelalte dispute, neînțelegeri, litigii. Așa că se spune în comisie, mai bine să nu desfacem acest ghem. Dar care sunt neînțelegerile dintre cele două state? Pentru că în declarația comună a miniștrilor de externe, semnată de ambele părți în 2003, care a însoțit tratatul politic de bază, se vorbește limpede, citez, de închiderea capitolelor dureroase din istoria relațiilor bilaterale. Ce conține așadar acest contencios? În fine, ne întrebăm care este rolul Comisiei Comune, care este termenul până la care Comisia trebuie să își îndeplinească mandatul. 10, 20, 50, 100 de ani? Sunt eventualele sale rezoluții obligatorii pentru cele două părți? Nu. Partea română îi suspectează pe colegii ruși că nu fac altceva decât să negocieze trecutul. Și asta este ceea ce rușii știu să facă cel mai bine, pentru că pentru ruși trecutul este imprevizibil. Statul român însă poate face mai mult și aici avem într-adevăr exemplul maghiarilor, care au străbătut Rusia câțiva ani, descoperind cărțile din colecția Saros-Potok la Nijni Novgorod în 1993. Acest tezaur a fost restituit în 2006, partea maghiară a semnat contracte economice în valoare de 2 miliarde de dolari cu partea rusă, nu știm dacă a fost o obligație sau nu, dar tezaurul maghiar fusese confiscat de sovietici ca trofeu de război și nu trimis spre păstrare. Despre toate acestea vom afla însă mâine. Până atunci să arătăm că nu există o dispută similară în lume. Litigiile privind trofeele de război nu pot fi invocate aici pentru că sunt spețe diferite. Aurul, obiectele de artă sau arhivele românești nu au fost confiscate, ci au fost predate guvernului rus cu acte în regulă pentru păstrare. Următoarea întrebare, pasionantă nu numai pentru istorici, ci și pentru diplomați. A ratat cumva România până acum șansa recuperării tezaurului? Și nu este istorie contrafactuală, pentru că povestea dramatică a tezaurului a fost legată de la început de cea la fel de dramatică a Basarabiei. După război, bolșevicii au propus un târg. Mai întâi ofereau recunoașterea Unirii Basarabiei și tezaurul în schimbul neutralității României. Apoi s-au oferit să recunoască Unirea în schimbul tezaurului. Românii au refuzat ambele oferte la presiunea francezilor. A fost o ofertă onestă sau o cacealma? Subiectul este încă disputat. De ce rușii nu recunosc valoarea documentelor BNR? Deși documentele băncii sunt inatacabile, partea rusă pretinde că nu găsește în arhive propriul exemplar, că aurul a fost furat de albgardiști, cheltuit pentru mișcările comuniste, inclusiv cea românească, sau că românile sunt datori de fapt rușilor. Depozitul de aur constituit la Banca Imperială de Stat trebuie însă restituit ca orice depozit bancar constituit cu voința părților și garanția statului. Deși dosarul BNR Moscova 1, transmis din 1922 de la un guvernator la altul, este inatacabil, iar partea rusă se află în posesia documentelor, rușii preferă să vorbească nu despre aurul românesc, ci despre istoria aurului românesc.
Următoarea întrebare esențială. Dacă problema tezaurului este una de drept internațional, atunci de ce nu chemăm în instanță guvernul rus? De ce nu acceptă rușii medierea internațională? Ne-a spus-o însă Litvinov încă din 1934. Citez, pentru sovietici e o chestiune de principiu de a nu primi arbitrajul internațional obligatoriu, aceasta este doctrina sovietică. I-a spus-o lui Titulescu. Dar iată că deși Uniunea Sovietică a dispărut, doctrina Litvinov a rămas în vigoare, iar într-o astfel de speță trebuie ca ambele părți să accepte medierea instanței. În fine, pentru că povestea tezaurului seamănă tot mai mult cu un film cu spioni, ne întrebăm la final pe cine reprezintă personajele care pretind că pot descărca tezaurul în fața băncii naționale și mâine. Unii dintre ei au avut acces la personaje de rang înalt ale statului român, unii asociindu-se chiar acestui demers. Este o dezinformare? Este maschirovca? Întrebările corecte pot produce răspunsuri corecte atât într-o investigație istorică cât și într-una jurnalistică. De multe ori însă răspunsurile au precedat întrebările într-un joc uriaș al iluziilor. Închei prin a spune că este cel mai vechi litigiu al României. Au trecut 102 ani, două războaie mondiale, revoluții, lovituri de stat, valuri de foamete și deportări. Lumea a trecut prin uriașe transformări, dar chestiunea tezaurului a rămas axul pe care pivotează în continuare girueta română-rusă. Lenin, Stalin, Hrușciov, Brejnev, Andropov, Cernenko, Gorbaciov, Elțin și Putin au fost cu toții la curent cu problema tezaurului românesc. Niciunul însă nu a vrut să închidă definitiv acest litigiu. Ceea ce este însă surprinzător este că nici liderii români nu și-au permis să dea uitării această problemă. Este o încăpățânare care nu ne caracterizează și care probabil a produs iritare la Moscova. Ultima întrebare, este oare posibil ca problema tezaurului alături de cea a Basarabiei să fie temelia pe care s-a construit această neprietenie de care se vorbea aici, neprietenia amară dintre români și ruși în ultimul secol? Rușii au un proverb pentru asta. Ei spun că în iazul minciunilor înoată doar pești morți. Vă mulțumesc! Curajoasă intervenția domnului Marian Voicu. Nu mă delimitez, dar vreau să am viza Federației Ruse, când să pot călători acolo. Și vă pot spune că în dezbaterea aceasta, în atâtea mii de documente în care ne-am uitat, noi știm că ei știu, ei știu că noi știm. Acum trebuie să ajungem la acea înțelegere privind aducerea tezaurului. Așa, ca perspectivă, avem un optimism ponderat, deoarece e aici un mare istoric, sunt mari istorici lângă mine, și Transilvania a venit după 1000 de ani, s-a unit cu țara. 1000 de ani. Ce-i la istorie 100 de ani? O glumă așa, Chuenlai în anii 60, țineți minte recepția din august 68 de la Ambasada României din Beijing, când Chuenlai a dat un avertisment sever și s-au liniștit apele. Chuenlai a întrebat de un ziarist occidental, ce părere, cum comentează China, aici e prietenul nostru Chen Jing, cum comentează China, asta e de la Ștefan Andrei discuția, ce părere are despre Revoluția franceză din 1789? Noi suntem în anii 60. E prea devreme, spune Chuenlai, pentru a ne face o părere. Așa și noi. A trecut 101 an, 102 ani, avem răbdare, suntem un optimism, am spus, moderat, privind aceste lucruri. Ce știm noi? Și ei știu. Păi noi știm că tezaurul, forma materială, cum a spus guvernatorul, peste 90% bani, monede din aur, pe care le veți vedea de tipul acelora care au fost trimise, le veți vedea imediat în sala cu exponate, nu mai există fizic. Și sunt date foarte multe, chiar de la istoricii lor. Elena Sochina, Sirotkin,
profesor la Academia Diplomatică, a murit săracul de el. Explică, și Federația Rusă are de primit tezaure și le revendică, unele de la Japonia, și Japonia a spus, oricând suntem deschiși negocierilor, dar pe listă figurează și insulele Curilei. Și s-a stopat discuția și comisia mixtă. Florin Constantiniu, regretatul academician, mare istoric, a găsit documente cu adnotările lui Lenin. Exista o comisie care inventaria tot timpul tezaurul românesc și a dat o rezoluție, 1.000.000 de ruble, aur, echivalentul din tezaurul României. Pentru cine? Pentru plata revoluționarilor români care urmau 1921, greve, manifestații, sabotaje și așa mai departe. A venit marea foamete în Federația Rusă, Ucraina, care era atunci în componență. De unde s-au adus grâne? Din cel mai mare producător de atunci, Statele Unite, plătit cu aur românesc. Sunt documente în acest sens. Ce s-a întâmplat cu aurul nostru când, care mai rămăsese? Când au venit marele război pentru apărarea patriei? Păi s-a dus în locurile liniștite din Federația Rusă. Ați auzit de conotația Sapetamo? Acolo s-au dus. Unde-i Sapetamo? Păi e vorba de Samara, Perm, îndepărtatul Uzbekistan, Tashkent, și o parte au rămas la Moscova. Acolo s-au dus până când au fost tocate. Din punct de vedere al dreptului internațional, pe noi nu ne interesează existența fizică. Există o valoare de piață a tezaurului dată de prețul aurului plus, cum a spus domnul guvernator, marja de valoare numismatică, coeficientul de ridicare a valorii aurului. Pentru Federația Rusă, efortul acesta de 93 tone de aur este un efort minim. Extracțiile lor din Siberia se ridică la multe cantități, mari cantități de aur. În același timp, vedeți că toată această, am spus, mistică, mitologie a tezaurelor nu numai din România, ne trimite la discuție despre aur. Și-a pierdut importanța aurul? Nu, nu și-a pierdut. Și cei care au prezis scăderea importanței aurului s-au înșelat. Aurul are în continuare mare importanță din cauza rarității, greutății specifice mari, deci volumului mic, și în perioade de criză, imediat e un activ investițional și se duc spre aur. Ce fac marile bănci centrale? Pe impermanență sunt cumpărători neți China și India. În permanență cumpăr aur. În ultima perioadă, Banca Federației Ruse a cumpărat cantități importante de aur. Așa că noi ne respectăm istoria și revendicăm în continuare tezaurul pe baza unor documente care sunt imbatabile. Vrem ca în continuare să vorbească domnul profesor universitar dr. Ioan Scurtu, care a condus o perioadă bună comisia și a scos o lucrare referitoare la atmosfera din comisie și la piedicile logistice, administrative, morale pe care le-am întâmpinat chiar din partea colegilor noștri diplomați în frunte cu ambasadorul de la Moscova în acele momente destul de dificile a unor negocieri chiar tehnice. De asemenea, îl invit pe domnul profesor Ion Calafeteanu să vină lângă noi, care a fost autor alături de Viorica Muisuc și de... Poftiți, domnul Calafetean. De Constantin Botoran, regretatul istoric, la un volum care a apărut imediat după 91. Domnul profesor Scurtu. O să încerc mai întâi o explicație în legătură cu
dosarul Tezaur 2. Când eram director general la Arhivele Naționale, mergând în teritoriu, cum se spune, am descoperit dosare privind Moldova, la Slobozia, la Drobeta Turnu Severin, la Hunedoara și în alte localități. Nu erau inventariate. Asta m-a frapat, că mergeam în depozit și constatam că exista o secțiune cu dosare neinventariate. Am aflat, sigur, trebuie să găsesc o explicație, să mi se dea o explicație, că în momentul în care se știa că România va fi ocupată de sovietici, directorul general al arhivelor, profesor Aurelian Sacerdoțeanu, a dat o dispoziție verbală ca arhivele privind Basarabia și Bucovina să se difuzeze în filialele din toată țara, în așa fel încât ele să nu poată să fie confiscate. Este posibil ca și acest dosar 2 să fi fost trimis în mod deliberat undeva unde să se păstreze și să nu cadă în mâna rușilor. Și este de asemenea posibil ca acel dosar 1, care se păstrează la Banca Națională, să fi fost păstrat cu multă grijă de oameni care totuși simțeau românește și nu simțeam nevoia să explice consilierilor sovietici toate elementele de detaliu dintr-o instituție de dimensiunea Băncii Naționale a României. E o presupunere, nu neapărat o certitudine. Acum, în legătură cu comisia aceasta, dumneavoastră cred că știți că sovieticii și rușii n-au recunoscut urma tezaurului. Când se ridica această chestiune, spuneau că nu cunosc această problemă, o să se intereseze. În discuția ulterioară aduceau în convorbirile oficiale problema orzului, a ovăzului, a pâinilor, a hamburilor, a căruțelor rămase pe teritoriul României când trupele rusești s-au retras în 1917. Problema jafului și a crimelor săvârșite de armata română pe teritoriul sovietic în al doilea război mondial și așa mai departe. Așa încât, totuși, s-a reușit pentru prima dată, cu prilejul negocierii tratatului de bază între România și Federația Rusă, să se legalizeze și această chestiune într-o formulă destul de alambicată, într-o declarație comună semnată de cei doi miniștri de externe, Mircea Joană și Igor Ivanov, anume de constituirea unei comisii care să studieze problemele în suspensie în relațiile româno-ruse, româno-sovietice, inclusiv problema tezaurului. Nu aveam nicio legătură cu subiectul decât așa, ca istoric, care se interesează de problemele generale. Când mi s-a comunicat că trebuie să îndeplinesc funcția de copreședinte al acestei comisii din partea României, cu motivația că Federația Rusă a numit în această calitate de copreședinte Alexander Ciubarian, care era directorul Institutului de Istorie Universală din cadrul Academiei de Științe a Federației Ruse. Eu fiind atunci directorul Institutului de Istorie al Academiei Române, s-a socotit că eu aș fi cel îndreptățit. Dar s-a constituit o comisie de specialiști care au lucrat cu toată determinarea. Domnul Păunescu a făcut parte și era unul dintre cei mai avizați, dar și doamna Florica Moițuc, Florin Constantiniu, Ioan Chiper și așa mai departe, domnul Calafeteanu. Sigur, nu o să relatez desfășurarea lucrărilor, dar totuși câteva concluzii vreau să prezint. Anume, ce a făcut această comisie în perioada cât eu am fost copreședinte?
În primul rând, am reușit să aduc în prim plan, să aducem în prim plan problema tezaurului. Pentru că comisia era foarte largă și când am avut prima întâlnire cu domnul Ciubarian, i-am spus că noi am venit să discutăm, eram cu doamna Victoria Gavrilescu de la Ministerul de Externe, secretara în partea României a comisiei, și că vrem să discutăm, în primul rând, problema tezaurului, la care Ciubarian a zis, da, Caneșnu, desigur. Și atunci am profitat de ocazie și am convenit ca din multitudinea de probleme în suspensie în relațiile româno-sovietice, româno-ruse, să clarificăm întâi problema tezaurului și apoi, după această clarificare, să abordăm și celelalte probleme. Am și scris acest lucru, acest obiectiv, în regulamentul comisiei. Sigur că pe parcurs am tot avut intervenții de genul celor care au fost evocate aici cu bunurile lăsate de armata rusă, cu jafurile armate române, cu câte și mai câte, dar eu de fiecare dată citeam articolul de regulament unde scrie așa. Domnul Ciubarian era de acord că așa am convenit și așa să facem. Ca urmare am reușit să evităm discutarea altor probleme. Deși, repet, de fiecare dată, mai ales domnul Vinogradov era cel care ridica cu multă înflăcărare această chestiune a problemelor că România ar fi, de fapt, datoare Rusiei și nu invers. A doua chestiune a fost aceea valorii documentelor semnate în 1916 și 1917 privind predarea tezaurului, transportarea tezaurului la Moscova. Trebuie să spun că doamna Gavrilescu, care era directoarea Direcției Juridice a Ministerului de Externe, a avut o pledoarie extraordinară și a reușit să obțină și să se consemneze în acte, în protocolul comisiei, faptul că tezaurul a fost trimis la Moscova pe baza unor documente cu valoare juridică și care angajează cele două state. Adică nu era o chestiune că zicea unul dintre membrii comisiei, păi ce, Banca Națională probabil că a trimis la o bancă a Rusiei țariste, la vremea aceea banca avea o anume existență, ea a dispărut, nici nu știm ce-i cu ea, nici nu știm ce arhivă mai are și așa mai departe. Dar stabilindu-se că aceasta este realitatea, deci că au o valoare juridică internațională, lucrurile s-au potolit. A mai fost o chestiune în legătură cu modul în care ne raportăm la existența tezaurului. Nu știu dacă a fost o greșeală din partea părții ruse sau a fost ceva intenționat. Oricum, la una dintre întâlnirile care le-am avut la Moscova, a fost prezentat raportul, sigur un rezumat, a raportului privind reinventarea tezaurului românesc, reinventarierea tezaurului românesc, în 1923-1924, pe baza unei hotărâri a Biroului Politic al Partidului Comunist al Uniunii Sovietice. Și din acel raport rezulta că tezaurul era intact, deci nici vorbă că în timpul războiului civil, că nu știu ce, și că Lenin a dat și așa, sunt o grămadă de legende de astea care circulă și care, sigur că au căutare la oamenii care sunt amatori de senzațional. Cert este că, din acel raport, a rezultat că tezaurul era complet și s-a procedat la reașezarea lui. De exemplu, valorile numismatice erau în lăzi diferite, pentru că erau ale unor instituții, dar și unor persoane particulare. Și atunci ele au fost așezate pe categorii, pe durate și țări și așa mai departe. Tablouri românești, străine, țara, cutare, epoca și nu știu ce. Deci un inventar absolut complet. Așa încât, din punctul meu de vedere, pe baza a ceea ce am ascultat, este limpede că tezaurul s-a păstrat. Dar dincolo de faptul dacă s-ar fi consumat din el sau nu, rămâne faptul juridic, anume că
statul rus s-a angajat să păstreze acest tezaur și să-l păstreze, să-l restituie poporului muncitor, zicea Lenin în nota din 13-26 ianuarie 1918, când a anunțat ruperea relațiilor diplomatice cu România. Acum, în legătură cu retrocedarea sau posibilitatea noastră de a obține acest tezaur. Lucrurile sunt foarte complicate și s-a evocat aici atitudinea oficialităților române. Poate unii dintre dumneavoastră ați văzut o secvență, s-a transmis la mai multe posturi de televiziune, într-o vară, sărbătorindu-se Ziua Națională a Rusiei, a participat și președintele de atunci al României, Traian Băsescu, și discuta la un moment dat cu ambasadorul Federației Ruse. Eu, împreună cu comisia, trebuia să mă deplasez la Moscova peste o săptămână. Și am socotit de datoria mea să mă duc să-l informez pe președintele României despre această activitate. Ambasadorul Rusiei a spus, da, sunteți așteptat, domnul Ciubarian știe, a făcut toate pregătirile, noi cu toții dorim să obțineți succese. Președintele României însă m-a bătut pe umăr și a zis, discutați istorie, discutați istorie. Acum, eu nu sunt diplomat și nu vreau să fac niciun fel de alte comentarii decât așa, ce-o fi transmis ambasadorul Federației Ruse la Moscova despre interesul șefului statului român pentru recuperarea tezaurului. Trebuie să spun de asemenea că în toată perioada cât am îndeplinit această funcție, mereu apăreau probleme. La un moment dat, domnul Calafeteanu știe că am avut o discuție cu dânsul, trebuia să plecăm cu avionul la ora 3 noaptea, să mergem la Budapesta, să stăm acolo până dimineață și de acolo să mergem la Moscova și așa mai departe. Și am spus, dom'le, dar totuși statul român nu poate să asigure o deplasare normală a acestei delegații. Și am spus, zic, eu nu merg în cazul ăsta. Am spus, și s-a schimbat ora, dar tot prin Budapesta am mers și atunci unii membri ai delegației au rămas acolo să meargă cu avionul de peste 3 ore, alt avion decât cel cu care zisesem că trebuie să mergem noi. Urmă, în legătură cu toate cheltuielile astea de deplasare, nimic. Noi eram simpli particulari, ne duceam acolo ca și cum noi am fi avut ceva de cerut și nu lucram în numele statului român. Da. Noi eram acolo oameni mai curând tolerați decât acceptați. Eu am scris și domnul ambasador probabil s-a supărat pe mine, că atunci când m-am dus ultima dată la Moscova, am fost primit la ambasadă, ne cunoșteam, soția dânsului terminase facultatea de istorie, dar mi-a vorbit despre orice altceva, nimic despre tezaur. Și am înțeles, am aflat după aceea foarte limpede, că s-au dat instrucțiuni de la Ministerul de Externe ca ambasada să nu se implice niciun fel în problema tezaurului. Deci nu numai că să nu ne sprijine, dar nici măcar așa, cât uși decât să aibă o atitudine pozitivă față de niște oameni care, în fond, nu lucrau pentru ei, lucrau pentru România. Nu am convingerea că situația s-a schimbat. Înțeleg că comisia nu s-a mai prea întrunit și ca atare, dacă nu se discută, nici nu se poate ajunge la niște rezultate. Dar, sigur, ca să fiu și eu în tonul în care s-a evocat aici, cu durata lungă a istoriei, în calitate de director general al arhivelor statului, am făcut o vizită la arhivele naționale ale Turciei și președintele, ca așa se numește, nu director general, a spus spre stupoarea mea, trebuie să spun, că ei au inventariat doar 15% din totalul documentelor din vremea Imperiului Otoman. La care eu, român, știți cum suntem noi învățați așa, zic, dar de ce nu puneți mai mulți oameni să lucreze, să inventarieze mai repede, să pună la dispoziție documente, să scrie istoria reală? La care domnul respectiv mi-a spus, dar generațiile următoare ce să facă? Deci lăsăm și noi generațiilor viitoare de lucru. Mulțumesc!
Mulțumim, domnule profesor. A fost martor nemijlocit la aceste discuții. Ați redat în carte și atmosfera discuțiilor. La rândul meu am fost în discuții tet-a-tet cu profesorul Ciubarian, care mi-a făcut câteva observații a unor fapte care bruiau activitatea comisiei, spunea dânsul, și anume, șeful statului în perioada aceea a făcut câteva declarații că Marea Neagră e lac rusesc, că Armata Roșie a fost agresivă tot timpul și că au pofte expansioniste. Asta nu ne-a căzut bine. Principalul e că noi am prezentat documente veridice, demne de luat în seamă. Important este că componența părții ruse s-a schimbat. La întâlnirea de la Sinaia au venit șef de arhive, inclusiv șeful arhivei FSB-ului. I-am cunoscut cu această ocazie și era cât paci în mai anul trecut să ne întâlnim. Ne-am zbătut acolo la comisie și ministrul Meleșcanu, să mă laud și eu, am spus, eu nu mai merg la Moscova fără pașaport diplomatic. Comportamentul este altul și suntem vulnerabili. Și ministrul Meleșcanu, spre cinstea lui, imediat a semnat actul și ne-a eliberat pașapoarte diplomatice pentru membrii comisiei. Noi, membrii comisiei, ca să facem economie, dormim la, în cadrul ambasadei ruse. E o clădire hotel din perioada Caerului, în care apa la chiuvetă pică tot timpul, că nu mai au așa. Așternuturile sunt ciuruite de zecile de sutele de spălări, dar sunt condiții optime oferite. În același timp, vreau să spun că din punctul nostru de vedere, 50% este rezolvat în privința discuțiilor, fiindcă noi vrem restituirea. Mai rămân 50% să vrea și ei. Așa, și legat de comisie, noi în mai trebuia să mergem acolo. Aveam, cum am spus, pașapoarte diplomatice, biletele erau luate, viza ambasadei exista și cu 24 de ore înainte, lovitură de teatru, s-a primit comunicare, nu se mai întrunește comisia. De ce? Păi țineți minte cazul Skripal. Cazul Skripal a urmat un răspuns al Uniunii Europene când fiecare țară a declarat persoana non grata a diplomații ruși care au trebuit să plece acasă și am făcut și noi același lucru și Federația Rusă a luat decizia în compensație sau în reciproc, au expulzat și ei un diplomat și comisia nu s-a mai întâlnit. Deci ar trebui să ne întâlnim anul trecut. Un alt membru al comisiei cu vechi state de serviciu este profesorul Ion Calafeteanu, autorul lucrării Tezaurul României la Moscova în 91, cu Viorica Moisuc și cu Constantin Botoran. Dânsul a studiat ani buni Arhiva Ministerului Afacerilor Externe, a fost și diplomat la New York și la Roma, a lucrat chiar în proprietatea, ctitoria Băncii Naționale, Academia din România, cu regretata profesoară Zoie Dumitrescu Bușulenga și știe foarte multe despre acest subiect. A scris, scrie și va mai scrie. Am să încep printr-o mărturisire. Apropierea mea de această temă nu a pornit dintr-o impuls intern, ci pur și simplu a fost sarcină de serviciu. Să explic. În 1966, terminat Facultatea de Istorie în 64, am urmat 2 ani un curs post-universitar de relații internaționale și în 66, atașat în Ministerul Afacerilor Externe, unde se formase o direcție
de științifică, ca să-i spunem, de informare a aparatului diplomatic asupra problemelor care erau nelămurite și care trebuiau văzute într-o altă optică. Este vorba de anul 1964, un an care a însemnat o schimbare de care noi probabil în viața de toate zilele nu ne-am dat seama. Deși probabil că am simțit-o mulți dintre noi în folosul nostru. În această direcție de cercetare științifică pe care o conducea Dinu Giurescu, el de fapt a și insistat ca să mă duc în această direcție, erau tineri diplomați, veneau de la direcții teme care trebuiau lămurite și care apăreau noi, sau chiar dacă erau vechi pe arena internațională, dar modul nostru de abordare în 1966 era altul și atunci trebuia făcut ceva în spiritul adevărului. Sublinez acest lucru. În spiritul adevărului. În aceste condiții primesc ca sarcină de serviciu o temă foarte grea, și anume relațiile româno-sovietice după 1918 până la conferința de pace de la Paris. Un an de zile am lucrat la această temă. Aș vrea să vă spun că probabil a fost cel mai mare câștig din viața mea de cercetător să văd atunci dosarele din Ministerul Afacerilor Externe, să caut să înțeleg ce s-a întâmplat în epocă, să găsesc explicații ale eșecului acestei politici dusă de guvernul român în problema tezaurului. Ca o opinie generală, aș vrea să vă spun că, exceptând acele documente în care un român spune am predat și face o listă de tot ce a predat, iar un reprezentant al Rusiei semnează că a primit tot ce scrie pe această listă, altceva mai consistent decât asta, decât acest adevăr, nu există. Și conferința de pace de la Paris a demonstrat acest lucru. Suntem la Paris în 1919, recunoscuți ca aliați, după o bătălie diplomatică, n-are rost să insistăm asupra acestui element. Deci suntem aliați, ni se recunosc drepturile teritoriale în condițiile în care România era deja formată, România cu Basarabia, Bucovina, cu Ardealul, cu Banatul, dar încercările noastre după aceea, în raporturile cu rușii, de a-i face să creadă că Occidentul ne susține și că ei sprijină acțiunea noastră în Uniunea Sovietică, a fost un eșec total. Nici nu trebuia, probabil, să mergem pe această linie. Fiindcă așa cum la conferința de pace ne-am bătut pentru fiecare drept al nostru, scris în tratat și semnat, cu atât mai mult puteam să le impunem occidentalilor să ia asupra lor garantarea tezaurului românesc de la Moscova, ceea ce partea română a căutat și n-a reușit. Tot ce a reușit au fost pur și simplu niște declarații transmise telegrafic că
Franța sau Anglia sprijină explicațiile date de România cu privire la tratat. N-a fost așa. Și ca să vă dați seama, interesele naționale ale fiecărui stat, cum și interesele României, erau atât de puternice în acel moment, este faptul că cei care recunoscuseră unirea Basarabiei cu România, unii dintre ei, nu dau nume, nu vor semna tratatul referitor la Basarabia. Și atunci îmi pun întrebarea acum, de la astfel de aliați, puteai să speri ca să-și ia asupra lor ideea de a sprijini România împotriva Rusiei? Nu. Nu. Din discuțiile pe care diplomația românească le are cu cea sovietică, un lucru este clar. Până în 1920, toate declarațiile făcute de diplomații sovietici, de diverse grade, spun că tezaurul este intact. Din toamna lui 20, dar în special din 1921, ideea pe care o susțin toți diplomații sovietici este că tezaurul nu mai este intact, că au fost războaie, că s-au dus, a fost revoluția, etc., etc. În aceste condiții, cred că guvernul român ar fi trebuit să renunțe la vechea tactică și să înțeleagă că trebuie făcut altceva. Un altceva care nu era ușor. Vreau să vă spun că de o situație asemănătoare cu România a fost un alt stat, Spania. Primeșteri în timpul războiului civil din Spania ajutoare militare rusești, când războiul se sfârșește cu victoria dreptei, dintr-o dată pleacă toți oamenii de stânga din Spania, pleacă în Uniunea Sovietică, dar nu pleacă cu mâinile goale. Guvernul sovietic are inspirația să ia și aurul spaniol cu el. Urmarea, din acest aur spaniol, și nu numai din ăsta, inclusiv din aurul românesc, se susține mișcarea internațională, inclusiv mișcarea comunistă împotriva regimului din România. Problema tezaurului tezaurului românesc la Moscova s-a bucurat și se bucură încă de interes. Nu de interes că România trebuie să câștige acest tezaur, ci ceea ce se află în spatele acestui interes este un interes național al fiecărui stat care are probleme de acest fel cu Rusia. Să vedem cum rezolvă România această problemă și în funcție de asta putem și noi să accedem la o astfel de metodă ca să câștigăm în raporturile cu Rusia. E greu de crezut că rușilor li se poate impune o soluție fără ca ei să fie de acord cu acea soluție. Ori până acum, tot ce s-a încercat de către noi și probabil și de către alții, a fost că Rusia nu acceptă decât ceea ce vrea ea. La un moment dat,
în 1921, apare o soluție mixtă, haide să-i spunem așa, o soluție mixtă, în sensul că Rusia, URSS-ul, să recunoască unirea Basarabiei cu România, iar România să renunțe la tezaur. Deci, pentru tezaur, pentru unire, mor oameni și acum guvernul român este pus să spună au murit degeaba, că uite, noi am câștigat Basarabia altfel. Nu se pute altfel. În ceea ce privește valoarea tezaurului românesc de la Moscova, o valoare care să aibă pentru toată această perioadă 1917-2019, aceeași valoare, aceeași cifră, este greu de realizat. Și vă dau un exemplu. Tezaurul românesc de la Moscova, mă refer în primul rând la tezaurul Băncii Naționale, este în primul rând un tezaur în bani de aur, în lire, în dolari, etc. Față de 1917-18, astăzi, de exemplu, valoarea aurului a crescut până la 25, a monezilor de aur, a crescut până la 25 de ori. Ce calcule luăm în considerare atunci când vrem să primim tezaurul înapoi? Aur brut? Și valoarea aurului brut a crescut. Ce-ar mai fi de spus, fiindcă nu vreau să vorbesc mult, este faptul că este evident că Rusia, fie ea sovietică, fie Rusia de astăzi, nu au niciun interes în perpetuarea acestor lucrări, acestor comisii de întâlniri bilaterale anuale. Lor nu le aduc aceste întâlniri niciun beneficiu. Personal, nu am fost surprins când, după întâlnirea de la munte, de la Sinaia, apare dintr-o dată ideea că rușii nu mai vor astfel de comisii. Nu știu ce a îndemnat să facă așa de târziu această comunicare, când era evident că ei niciodată nu vor ajunge în cadrul acestor comisii la o înțelegere care să rezolve această problemă. Nu mă întrebați ce va fi în viitor, însă am o convingere pe care istoria mea întărește că toate aceste neînțelegeri de la un moment dat, odată și odată, trebuie soluționate. Sunt optimist. Vă mulțumesc! Mulțumim domnului profesor, mulțumim domnului guvernator, o dovadă că nivelul a fost înalt, că a stat toată desfășurarea lucrărilor simpozionului nostru. Încheiem și dați-mi voie să spun câteva cuvinte. Încă o dată îi mulțumesc domnului Valeriu Vierița, senior al Băncii Naționale, fost viceguvernator, frumoasa vârstă de 88 de ani, pe care o împlinește mâine, participant
la două întâlniri cu Nicolae Ceaușescu pe tema 1. Aurului depus la Banca Națională, 2. Pe tema plății anticipate a datoriei externe a României, un eveniment unic în istoria contemporană. Cartea a fost lansată acum două săptămâni. În ceea ce privește dosarul Moscova 2, el, ca și dosarul Moscova 1, este o creație exclusivă a lui Mihail Grigore Romașcanu, un bun patriot, un mare specialist cu lucrări foarte importante despre viața lui Eugeniu Carada, despre tezaurul de la Moscova. Din nefericire, noaptea demnitarilor îl duce, 1950, aprilie, îl duce la Sighet, îi se spunea Milică, 5 ani, stă la Sighet în teroarea închisorii. Constantin Cegiurescu relatează pe Milică care umbla după chiștoacele pe care le aruncau temnicerii pe jos să mai fumeze ce mai rămânea din ele. În același timp vreau să semnalez că am editat cu ocazia acestui simpozion ediția 3-a a tezaurului, volumul tezaurului BNR la Moscova, care a apărut începând din 1999, prima ediție. Astăzi este a treia și am editat-o și în limba engleză. De asemenea, am tratat problema aurului polonez, tipărind în română, engleză și poloneză salvarea aurului polonez datorită statului român, datorită Băncii Naționale. Toate aceste probleme privind aurul au fost confidențiale. Vedeți cum s-a găsit și acum acest dosar. Nu uitați de salvarea aurului în 44, aurul Băncii Naționale, prin operațiunea Neptun și transportul lui într-o peșteră lângă mănăstirea Tismana, și răspund lui Radu Ciuceanu că în cartea noastră am evocat și elogiat activitatea starețului de atunci, care a făcut tot ce a putut pentru a păstra confidențialitatea și salvarea tezaurului românesc la sfârșitul celui de-al doilea război mondial, 244 tone aur. De asemenea, opinia publică a avut astăzi prezentat dosarul Moscova 2, este expus, publicăm lucrările. Sigur că unii ar dori mai mult acum să știe locul unde se găsește tezaurul, ce stradă, numărul, câte tone, când vin transporturile de aur și banii, când se alimentează bancomatele. Sunt fel de idei din acestea. Nu poți să faci pentru opinia publică cunoscute toate aceste amănunte. În încheiere, mulțumiri Direcției Secretariat, care s-a ocupat de organizarea impecabilă a primei zi a simpozionului, doamnei directoare Maria Olteanu, colegelor doamna Mihaela Tone, doamna Brândușa Costache, doamna Nadia Manea, dumneavoastră care ne-ați încurajat permanent și ne-ați susținut, și mâine vor fi lucrări cel puțin la fel de interesante. Îmi pare rău că a plecat domnul guvernator, că aveam să asistăm mâine la o dezbatere extrem de interesantă. Colegii noștri Eva Cușnir și Aron Covaci vor prezenta cazurile Charles Potok, cum le-a revenit înapoi o parte din tezaurele vechii literaturi și incunabelor din Biblioteca Sfântului Colegiu, și de asemenea, cum se știe, Colegiul Dânșilor, orășelul Charles Potok, este la doi pași de cunoscutele Podgorii Tokoi, și o să facem o degustare mâine să vedem ce oferim noi, Podgoria Drăgășani, care are în special vinuri negre, dar și albe, și să le comparăm cu Tokoi, să vedem care sunt
mai bune. Vă invit să vizitați Colegiul Reformat, o bibliotecă excepțională, tot foarte bine îngrijit, curat, oameni foarte, foarte amabili, ne-am bucurat de primirea dânșilor. Biblioteca rivalizează cu Batianeum de la Alba Iulia și cu o cetate medievală excepțional conservată a lui Francisc Racoții, care este un monument important și cu mulți turiști. În cele ce vom face în continuare, mergem într-o scurtă pauză pentru o cafea, un ceai, apă și vă invit după aceea să o încurajăm pe o tânără performantă, Eva Garrett, elevă la Colegiul Național din Lipatii de Muzică, și apoi să vedem cu ochii noștri dosarul original Moscova 2, Moscova 1, copiile le putem frunzări și aurul de tipul celor trimis la Moscova. Ne revedem după un sfert de oră. Vă mulțumim!